Bună, dragilor, sunt Diana și astăzi vreau să vă vorbesc despre cărțile pe care vreau să le citesc în 2020. Am analizat un pic ce cărți am în bibliotecă și mi-am dat seama că foarte multe dintre ele sunt cărți mai vechi, să zicem oarecum încadrate în categoria clasici. Și sunt cărți pe care nu le-am citit, pe care aș vrea să le citesc și le-am de o grămadă de ani. Încă de când am început acest canal, mi-am dat seama că îmi doresc și îmi place tot timpul să fiu un pas cu tot ce apare nou în materie de cărți, însă în ultima perioadă mi s-a părut imposibil și am renunțat să mai fac asta, motiv pentru care m-am gândit că ar fi timpul să citesc ceea ce am deja în bibliotecă, pentru că lucrul acesta mă va ajuta să-mi cumpăr cărți noi și nu va mai rămâne gândul acela și cu restul cărților din bibliotecă ce fac. Am ales 40 de cărți pe Goodreads să citesc anul acesta și dintre acestea 40 mă gândesc că trebuie să introduc și niște cărți pe care le am în bibliotecă. O să las spațiu și cărților noi care apar de acum încolo sau de care deja au apărut recent, dar vreau foarte mult să citesc și cărțile pe care le am deja. Am de ceva timp monstru acesta de carte, 1001 de cărți de citit într-o viață și cred că este și o continuare a ei, însă am răsfăit-o de dimineață și m-am gândit ce ar fi totuși să găsesc dintre acestea cărți, v-am spus, care merită citite într-o viață și dintre ele ce cărți am eu în bibliotecă. Am ales 10 cărți și o să vi le prezint pe rând, pe fiecare și poate o să vă dea și vouă un imbol să le citiți. Oricum, eu sunt foarte, foarte încântată. Nu știu dacă o să mă țin de toate cele 10, pentru că sunt cărți, le am și în engleză, sunt cărți pe care am mai încercat să le citesc și nu le-am citit. Însă, zic eu că trebuie să mă mobilizez și la finalul anului o să analizăm un pic ce cărți am citit din cele 10. Haideți să începem! Una dintre cărțile pe care vreau neapărat să o citesc este Of Mice and Men sau Despre șoareci și oameni de John Steinbeck. Cartea asta am mai început-o la un moment dat, nu mi-aduc aminte să o fi terminat, însă este foarte scurtă și cu siguranță este ușor de transportat și ușor de parcurs. Este vorba despre doi bărbați, George și Lenny, unul este foarte micuț, unul este un pic mai masiv, mai corpulent așa, și se ascund, au făcut ceva rău, oricum. Acțiunea are loc în America și, cum vă spuneam, este foarte, foarte mică și cred că este prima cu care o să încep. O altă carte pe care o am de ceva timp în bibliotecă se numește The Secret Agent de Joseph Conrad, Agentul Secret. Da, este bineînțeles de la Penguin Popular Classics, ceea ce înseamnă, cum am spus, că sunt cărți clasice și despre care cu siguranță ați mai auzit. Dacă nu mă înșel, o am de la Anticariat, nu este într-o formă foarte bună și dacă trebuie să fiu sinceră, are un scris foarte, foarte mic. Și este și în engleză, dar o să mă străduiesc să o citesc și sper eu să-mi placă. O altă carte pe care am primit-o destul de recent, dar mi-am dorit să o citesc de când am primit-o, de ziua mea, este Fundația de Isaac Asimov, sau Isaac Asimov, nu știu de ce origine este autorul, însă a primit premiul Hugo în 1966 pentru cea mai bună serie SF din toate timpurile. Este doar prima parte, dacă nu mă înșel, este o trilogie. Nu prea citesc eu SF, dar asta nu trebuie să mă sperie, nu este chiar atât de mare și nu știu absolut nimic despre ea, dar nu asta este o problemă. Asimov s-a născut în Rusia și a emigrat la 3 ani în Statele Unite. Deci pot să zic Isaac, da? Și Asimov este numele, să zicem, rusesc. Această ediție a apărut la Paladin și abia aștept să o descoper. O altă carte pe care am început-o și n-am terminat-o este James Bond, Ian Fleming, Casino Royale. Mi-a plăcut foarte mult filmul. Este preferatul meu din seria cu noul James Bond, cu Daniel Craig. Așa. Este cartea în care, dacă nu mă înșel, James Bond întâlnește pe Vesper, care mi-a plăcut foarte mult, cum spuneam, în film și relația dintre ei, așa că abia aștept să văd. Sper să nu fie foarte steacă. La început așa mi s-a părut și pentru motivul acesta m-am oprit să o citesc, însă
trebuie neapărat să mi-ai dă o șansă și îmi plac foarte mult cărțile cu spion și cu servicii secrete și așa mai departe, așa că ar trebui să-mi placă. Și o să mă tot repet când o să spun că am mai început cartea asta odată, dar hei, trebuie cumva să mă mobilizez și să termin cărțile până la urmă. Cartea asta cu adevărat mi-a plăcut și nu știu de ce n-am continuat să o citesc. Am început să o citesc exact atunci când am cumpărat-o și se numește Tess d'Urberville de Thomas Hardy și cartea mi-a plăcut super, super mult, deși are foarte multă descriere la început. M-a prins, deci fenomenal, lucru care nu se întâmplă de obicei în primele pagini ale cărții. De obicei mă străduiesc să rămân acolo prinsă în acțiune, însă cartea asta mi-a plăcut foarte mult și cu siguranță o să-mi placă. Este vorba despre Tess, bineînțeles, despre o femeie și satul în care ea se află, să spunem. Ea este o persoană mai deosebită, să zic, față de restul lumii, cel puțin așa apare în contextul în care eu am, cât am citit, atâta vă pot spune. Dar m-a intrigat foarte mult personalitatea ei și modul în care este portretizat, așa că abia aștept să văd ce se mai întâmplă cu Tess. O altă carte pe care o am în bibliotecă de ceva timp și pe care n-am cumpărat-o pentru mine a fost pentru tata. Pentru că am avut niște discuții la un moment dat despre autorul ăsta și despre politică și despre tot felul de societăți în acestea duse la extrem. Cartea se numește 1984 și este scrisă de George Orwell. De George Orwell am citit și Ferma animalelor și mi-a plăcut foarte mult. Unii au fost foarte încântați de cartea asta, unii au spus că sunt anumite scene destul de descriptive care au loc cu personajul principal, însă sper eu să-mi placă și asta, ca și cu restul. O carte despre care nu mă gândeam că o să vorbesc vreodată sau că o să mă gândesc să o citesc, asta pentru că versiunea pe care o am nu mă atrage foarte mult atenția, dar am primit-o cred că la premiul în liceu și nici nu m-am obosit, cred că, să citesc descrierea din punctul ăsta de vedere, dar citind în cartea asta cum e un cărți citit într-o viață, mi-a zis, băi frate, cartea asta sună foarte, foarte bine, de ce pana mea n-am deschis-o? Cartea se numește O viață de Italo Svevo și este vorba despre o femeie, dacă nu mă înșel, și problemele sau dezamăgirile pe care le are ea într-o viață. Sper să nu mă înșel și sper să-mi placă într-adevăr, dar cartea este destul de veche și este de la Leda Classic. M-am zis, o am de foarte mult timp, din liceu, dacă vă vine să credeți. Și asta a fost acum mai mult de 8 ani. Așa că trebuie neapărat să o citesc. O altă carte clasică pe care n-am pus mâna, pe care am cumpărat-o pentru că știam că la un moment dat o să mă intereseze, este Honoré de Balzac și anume Moș Coriot. Honoré de Balzac a scris foarte multe cărți și majoritatea, să spun, au fost aclamate și cu siguranță am auzit de ele. Dar acesta am găsit tot așa la o anticaria la un moment dat și pentru că mă obișnuiesc să scriu pe prima pagina cărții, o am din iulie 2014 și suntem în 2020. Deci din nou o carte foarte, foarte veche, la începutul facultății mele cred că am cumpărat-o și n-am citit-o până acum. Nu știu despre ce e vorba, mă gândesc despre un Moș Coriot, acolo ceva. Este o carte, bineînțeles, a unui autor francez. Până acum, experiența mea cu autorul francez a fost foarte, foarte bună, așa că nu văd de ce să nu-mi placă. Dacă aveți ceva impresii, păreri despre cărțile despre care vorbesc astăzi, vă rog frumos să-mi scrieți, mai ales dacă sunt pozitive. Dacă lucrurile pe care o să mi le spuneți o să mă facă să le citesc cu drag. Și mai am două cărți despre care vreau să vă vorbesc. Autorul este James Fenimore Cooper și de la el am mai citit Vânătorul de cerbi, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am avut, cred că în preadolescență, sau pe atunci oricum, așa o pasiune pentru indien, pentru stepă și pentru prărie și pentru zona asta unde au loc tot felul de aventuri. Și am citit James Fenimore Cooper, am citit Carmay,
Mayne Reid și alți autori de genul acesta, dar n-am citit Ultimul Mohican de James Fenimore Cooper. Am ediția asta foarte, foarte drăguță, pentru că e scrisul mare, smicuțe așa drăguțe și nu vine să crezi că n-am citit-o. Există și un film destul de cunoscut din 90-80 și din ăsta. Am vrut de foarte multe ori să o citesc și am vrut de foarte multe ori să văd filmul, însă niciunul dintre lucrurile astea nu s-a întâmplat, așa că o să încep, zic eu, această carte și după aceea o să văd și filmul. Nu mai citit de mult o carte cu acest fel de acțiune, cu aceste aventuri și zic eu că nu o să fiu dezamăgită și o să mă întorc un pic la pasiunea mea din tinerețe, să zic așa. Și ultima carte pe care o am cuprins, să spunem, într-o colecție a tuturor lucrărilor autorului. Autorul se numește James Joyce și, deși cea mai cunoscută este Ulysses, mi este extrem de teamă să o citesc și cred că o să mă ucidă romanul acela, însă am ales portretul unui tânăr artist, sau ceva de genul ăsta, A Portrait of the Artist as a Young Man. Da? Nu știu câte pagini are, știu cu siguranță că este aici, cuprinsă, are 4. Și cartea asta am luat-o din București acum foarte mult timp. Dacă nu mă înșel, oare am fost cu Irina? Oare i-am adus acolo? Nu mai știu. Și nu mai știu exact cum se numește. Este un librărie / anticariat, ceva în genul ăsta, în București, destul de cunoscut, unde au cărți foarte faine, la prețuri foarte bune. Cartea asta am dat foarte puțin pe ea, ținând cont la cât este de mare și cât te cuprinde. Este în limba engleză, o să fie o corvoadă, o să fie ceva greu. Nu știu dacă este chiar realizabil, dar mă tot uit la ea din când în când. Este undeva în sus, nimeni nu o vede, numai eu. Și am zis, păi, n-am citit nimic de James Joyce. Și m-am zis să încep cu ceva mai ușurel, ca să pot după aceea, la un moment dat, să citesc și Ulysses, care nu prea mă încântă, dar o să vedem ce iese. Acestea au fost cărțile pe care am vrut să vi le prezint astăzi. O să fac probabil un top gen 5-10 cărți ale cărților mai noi, să spunem, sau din alte genuri pe care vreau să le citesc. Să fie un fel de wishlist, dacă vrei să spunem așa, a cărților pe care vreau să le citesc în 2020. Cum vă spuneam, sunt foarte încântată să încep acest nou an. Nu o să fac un wrap-up până la urmă a cărților pe care le-am citit în ianuarie, pentru că nu am citit foarte multe. Încerc oarecum să mă organizez și viața în general și pe partea de citit, dar sper eu ca lucrurile să prindă așa amploare și să dau startul unui nou an foarte bun în materie de citit. Vă pup! Să aveți lecturi frumoase și ne vedem data viitoare. Pa!